Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Și domnul ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei, ne aflăm în comuna Bengeșocat, iar realizăm un interviu cu domnul primar Victor Giurgea. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați revenit în comuna Bengeșocat. Spuneți-ne pentru început ce v-ați propus în 2022. Multe dintre proiecte se continuă, aveți și altele noi. Încercați probabil să atrageți alte fonduri europene, guvernamentale? Da, proiectele pe care le-am obținut cu ani în urmă, se lucrează la ele, însă se lucrează într-un ritm anevoios, datorită lipsei forță de muncă, firmele nu au muncitori. Am discutat cu ei în nenumărate rânduri și spun că nu au forță de muncă, au și lucrări, să zic, la mai multe OAT-uri și lucrurile se învârt totuși nu ritmul care ar trebui să se... Să meargă conform graficului. Se lucrează la aducțiunea cu apă, se fac branșierile în satul Ciocadea, s-au făcut în satul Bălcești la apă, urmează ca să termine și satul Bircii, iar după aceea să se apuce de pentru stația de aducțiune a apei și pentru stația de pompare. De asemenea, se lucrează în satul Linia Mare la canalizare. Cred că m-au vreo 300 de metri și e definitivată, după aceea să înceapă să facă și branșierile. Lucrare care merge totuși greoi, având în vedere că este și foarte grea de efectuat, fiindcă se fac la o adâncime și peste 4 metri să introduce conducta, așa este terenul cu ridicat, cu denivelări, dar totuși se lucrează. Bine că nu am avut niciun eveniment până acum și cred că nu o să avem, fiindcă terenul este stabilizat, să zic așa, destul de bine. Și după aceea să înceapă branșierile. Urmând ca să înceapă canalizarea pe două străzi în satul Bengești, în speță strada Liniuță și încă o stradă Garofiței, parcă îi spune. Și de asemenea lucrăm la căminul de la Bengești, este o lucrare pe fonduri europene, se lucrează, să zic așa, în grafic, însă totuși nu se va putea recepționa, fiindcă recepția trebuie făcută în luna lui mai. Nu cred că o să o termine, fiindcă au întâmpinat și acolo constructorii mari greutăți, materialele de construcții crește, prețurile cresc în continuă și se mai lucrează la centrul de incluziune. Acolo este o problemă, fiindcă proiectanții când au făcut acest proiect, cred că l-au făcut pe undeva subestimat, subevaluat și e foarte, foarte greu. Am întâmpinat o greutate acolo și cu aprobarea devizului pentru modificarea prețurilor. Nu știu, este o greșeală pe undeva la mijloc și a noastră și a constructorului și sperăm să o rezolvăm ca să poată să termină lucrarea. De asemenea, m-am depus încă 3 proiecte, mai bine zis 4. Este vorba despre construcția unui dispensar în satul Ciocadea, lucrare depusă la CNI și mai avem încă 3 proiecte pe Anghel Salinic. Continuare canalizare în satul Bengești, mă refer aici pe drumul național și refacerea drumului în satul Bengești de jos, strada Linia Mare, acolo unde s-a introdus deja canalizarea și asfaltarea câtorva străzi în satul Bengești. Acum, noi am depus proiectele, depinde și dacă sunt aprobate, depinde și de guvern ce bani or fi, dar noi ne-am făcut datoria față de cetățeni. Vedem și noi situația economică a țării, dar cel puțin unde s-a introdus conducta de canalizare se impune de urgență ca acest proiect să fie aprobat pentru a se reface asfaltul unde a fost distrus
de canalizare. Spuneați că odată se fac săpături la 4 metri adâncime. Spuneați că firmele de construcții au probleme cu prețul crescut la materiale de construcții, lipsa forței de muncă. Deci sunt mai multe probleme în această perioadă. Și totuși, cu ce alte probleme vă confruntați, dumneavoastră ca și autorității locale? Probleme într-o instituție, într-o primărie sunt enorme. De la fondul funciar și până la lucrările de investiții, trebuie să le facem față. Aici m-aș referi la fondul funciar, fiindcă este o problemă destul de mare și toată greutatea s-a lăsat numai pe instituțiile locale, în speție pe primării. Noi nu avem specialiști, fiindcă asta este organigrama și nu putem să angajăm. Eu, de exemplu, aș mai avea nevoie de doi ingineri pentru a putea să definitivăm legile fondului funciar. E foarte greu, fiindcă oamenii au îmbătrânit. Când s-a depus cererile în 91, oamenii n-au știut să le facă, așa au trecut mai mulți moștenitori. Acum s-a emis hotărâri de comisie județene în care s-a validat toți și încearcă să facă ieșire din diviziune. Nu sunt titluri peste tot, la notariat nu se mai fac acte pe adeverințele și depunere în posesie și se fac numai pe titluri de proprietate, titlurile se scriu foarte, foarte greu, deci întâmpinăm dificultăți foarte mari. De asemenea, cel puțin suntem câteva comune în care am avut toate formele asociative. Mă refer aici la Zoopomicula, la CAP-uri, la IAS-uri, la toate formele socialiste și e foarte greu să eliberăm aceste titluri de proprietate. Și cu ce mă confrunt eu cel mai mare, și cred că mai sunt câteva localități în județul Gorj, este problema de terenurile care le-a luat ADS-ul. ADS-ul, o instituție, ca nu folosesc un cuvânt urât, dar o instituție care nu și-are rostul la ora actuală în România, dar o instituție în care cele mai mari salarii din România, am înțeles că un director are peste 15.000 de euro pe lună, chiar 20.000 de euro pe lună la ADS, mă refer la ADS Central, adică la București și chiar sucursalele din județe. Spuneți că deci, nu și-are rostul, dar bănuiesc că se ocupă cu ceva oamenii de acolo. Nu știu cu ce se ocupă, dar se ocupă numai cu lucruri care sunt detrimentul populației. Deci noi avem 84,7 hectare la ADS-ul, care terenul niciodată n-a fost, a intrat după la ADS-ul acele zoopomicole, tip cum a fost în Câmpul Mare, asociațiile acelea agricole, și terenul era al oamenilor. Putea foarte frumos ca comisie să fie repartizat, când s-au desființat aceste asociații, să fie repartizat comisiilor locale, ca comisiile locale să poată să pună în posesie. Nu s-a făcut așa, s-a făcut această structură ADS-ul, care este o structură foarte periculoasă pentru cetățenii României și pentru deținătorii de terenuri, și ei au pus fain frumos mâna pe aceste terenuri, nu le cultivă, nu le folosesc cu nimica, pascuile cine vrea și cine nu vrea pe aceste terenuri și nu știu ce au de gând să facă, și oamenii vin la primărie și zic: dați-ne terenurile. Eu vă spun, am făcut o documentație în 2012, am făcut o documentație și ne-a trimis-o înapoi. În 2016 am făcut din nou o documentație, am trimis-o la București și nu mi-a avizat-o pentru un ar la 84,49 de hectare. Vezi, Doamne, că s-a greșit un ar. Ce era un ar acolo, că într-un ar la suprafața aia câți oameni sunt, îl bagă în buzunar. Și ca să fiu mai pe înțelesul tuturor, hai să zicem că la noi e teren arabil și este extravilan. Dar la albeni s-au construit case în zona Câmpului Mare și terenul este tot al ADS-ului și oamenii nu au acte de proprietate pe case în Câmpul Mare. Vă dați seama ce structură poate să fie acest ADS-ul, care nu vrea să se desfințeze cu niciun chip. Ba mai mult, se emite o lege sau o ordonanță de guvern, iar directorul general ADS-ul sau de la directorul general de la cadastru vine și spune printr-un ordin. Nu înțeleg în țara asta guvernanță, primul ministru, nu văd. Păi, fratele meu, cum să fie un ordin mai mare ca o lege sau ca o ordonanță de guvern?
Nu, domnule, a venit de la București și spune de la ADS-ul că nu este contra ordonanței și nu vrea să ne dea terenurile. Deși facem documentații, le trimitem și găsesc ei acolo, eu știu, un lucru de nimic și spune nu, refaceți din nou. Deci interesul este să nu se dea aceste terenuri. Eu am discutat cu diversi oameni și mi-a spus domnul primar, nu încercați, domnule, că niciodată ADS-ul nu va da aceste terenuri. Păi să facem comparație între ADS, unde sunt parcuri în localități, unde sunt alte interese, și terenul oamenilor care vor să-l muncească, care a fost proprietatea oamenilor de când din totdeauna a fost și l-a pus mâna ADS-ul. Deci nu vi se pare ceva necorect și ceva care, practic, jupoie oamenii. Și le-a luat dreptul de proprietate al oamenilor. Ca să fie pentru restul oamenilor, domnule primar, explicați-ne cu ce se ocupă acest ADS-ul. Și a spus la un moment dat că ați folosit cuvântul periculos, că este periculos pentru oameni. Cum? Păi este periculos pentru oameni, că oamenii nu pot să intre în proprietatea terenurilor. Da. Unii au murit pe front pentru a-și apăra terenurile și a venit această structură, nu, mi-e greu să folosesc cuvântul, dar asta este, așa, a venit această structură și a pus mâna pe terenurile oamenilor. Păi, dom'le, tu le-ai luat de la, dar oamenii, că noi le avem și validate aceste suprafețe de teren. Chiar și eu am 90 de ani acolo la ADS-ul, e validat prin 2000, în 2000, da, nici nu lucram eu în primărie atunci, că eu am venit în 2000, în iunie, și el e validat prin aprilie, parcă este 2874 hotărârea Comisiei Județene, după câte rețin eu, și nu putem să dăm aceste terenuri. Aici, parlamentarii ar trebui să intervină de urgență, dar de urgență, și să treacă terenurile la comisiile, la comisiile locale. Printr-o lege, să dea o lege. Mai este încă, să vedeți, altă nebunie este cu pădurile. Pădurile, începând din 2017, Curtea Constituțională a emis o decizie în care terenurile au trecut din nou în proprietatea statului. Păi am făcut o naționalizare în 1948, când terenurile au fost preluate și trecute la stat. Acum, în 2017, mai facem o naționalizare și dăm pădurile din nou, revin ale statului, în condițiile în care oamenii le-au cumpărat. O să zică, domnule, de ce nu ați dat titlurile de proprietate? Într-adevăr, a fost foarte greu să dăm titlul de proprietate, că de la legea 18 și până la 163, vă dați seama că au mai fost 4-5 legi, plus alte ordonanțe. Deci a fost foarte, foarte greu. Dar nici noi am făcut procese verbale. Oamenii, majoritatea, au procese verbale de punere în posesie. Noi le-am dat procesele verbale de punere în posesie, ocoalele pe partea alaltă au și ele interes. Tot interes în defavoarea omului de rând, ca să nu își piardă din suprafață, să fie menținute aceste structuri. O coale iar bies oameni să care cu spinarea lemne, eu știu, după ce dealuri și după ce râpe, ca să, și pădurile lor, nu pot să le, să-și ia și lemne pentru încălzit, iar o coale marcă frumos lemne la diferite firme particulare și le vând. Și bietul om, tot el are de suferit. De-aia avem parlament, de-aia avem guvern. Mă, să facem ceva pentru oameni. Nu face nimeni nimica, toți vin din 4 în 4 ani, facem, dregem și după aia lasă totul pe spinarea primarilor. Și aceasta este relația noastră cu parlamentarii în momentul acesta? Da, eu am o relație bună, să zic așa, le expun. Păi dacă vă vizitează din 4 în 4 ani sau... Da, o relație telefonică. Deci telefonică, bună. Vizitează telefonic. Da, telefonic, da. Dar cu excepția lui domnul Weber, care m-a mai vizitat. Domnul Weber, cel puțin o dată pe lună, trece și mă vizitează. Restul, slavă Domnului. Telefonic, dar e bine că și telefonic vin și ne vizitează. Problemele sunt enorme. Probleme ar trebui ca pe noi primare să ne întrebe de anumite chestiuni și să poată ei să emită ordonanțe, să poată să emite legi care să fie legi în favoarea cetățenilor până la urmă. Dacă ar fi să vă viziteze, scuzați-mă că vă întrerup, un parlamentar în momentul acesta, ce probleme ați spune că aveți? Exact ce v-am spus și dumneavoastră. În afară de aceasta, ați mai avut și altele?
Da, ele sunt mai multe, să zic așa, dar astea sunt probleme care le putem rezolva pe plan local. Dar problema de restituiri a pădurilor, a terenurilor ADS, eu știu, sunt, au luat, au dat construcții la poște. Poșta și toate clădirile poștei, pe unde am trecut și o țară, n-am văzut dărâmate. Noi avem o clădire a poștei care s-a dărâmat. Niciodată n-a fost proprietatea poștei. Un decret, când era Năstase premier, a dat un decret și care a trecut în folosință. Păi una e folosința și una e proprietatea. Lumea arată cu degetul spre primărie, că de ce nu face primarul poșta? Păi cum să fac eu o lucrare când nu este a mea? Este a poștei. Ea e dată în folosința poștei. Ei, de ce nu să intervină acolo? Bă, hai să vedem de la situație la situație și să facem o construcție extraordinar de proastă. A căzut acoperișul. Acum lucrăm la acel cămin și am vorbit cu patronul de acolo și l-am rugat, am cumpărat eu materiale, le am aici în spatele primăriei și l-am rugat, dom'le, fă și mie cel puțin acoperișul să nu mai stea așa de urât. Și mi-a promis că o să rezolve problema și o să-l fac cât uși de cât. Deci sunt probleme mari, dar nimeni nu le vede. Mă uit acum că pe partea economică și socială, oamenii o duc foarte, foarte greu. Au rămas terenuri foarte multe nearate. Și mai stau de vorbă cu oamenii. Chiar și eu sunt în situația asta. Pe ce să muncesc, să-mi rup oasele degeaba și să dau 300 de lei un sac de îngrășăminte? Da, îngrășămintele s-au scumpit foarte mult. S-a ajuns și hectarul. Motorina s-a scumpit, s-a ajuns hectarul de arat pe undeva pe la 8-900 de lei, vă dați seama, nu mai vorbim de discuită, nu mai vorbim după aceea de semințe, nu mai vorbim de multe lucrări ierbicidași. Deci să ajunge un hectar, am făcut eu calculul așa mare, până la 4.000 de lei. Păi cât să scoată un om după hectarul ăla? Că el nu scoate săracul 2.000 de lei. Deci nu atunci, mai e profitabilă nici agricultura. Nu, deci parcă cineva, sincer vă spun, și o spun așa că, ce văd eu? Parcă cineva are interesul să distrugă tot ce a mai rămas. Tot ce a mai rămas, tot să distrugă, să nu mai fie. Și în primul rând să distruge viața socială. Pleacă lumea afară. Satele au împătrânit, pustiite, numai pe coaste, mărăcinii, nu mai face nimeni, că n-are ce să mai facă. Bătrânii săraci abia merg pe drum, dar să mai ducă să mai curățe pe coastă. Deci, parcă exact ce a spus odată Băsescu, care Dumnezeu, uite că nu pare bine de răul lui, dar a zis o vorbă, nu le convine să plece. E, nu trebuia să spun așa, nu le convine. Hai să găsim soluții să dezvoltăm țara. Dar dacă ne spune de la Bruxelles, stați în cap, stăm toți în cap și ascultăm până ne spune reveniți. Nu e așa. Eu vă spun și vă spun fără nicio frică. Un singur premier care într-adevăr a fost premier a fost Tăriceanu. Deși eu eram membru PSD-ul, Tăriceanu era atunci la PNL, dar chiar am avut discuție cu el. Cum vorbesc cu dumneavoastră, între patru uichi și a spus, domnule, trebuie să facem ceva, eram 87 de primar, să scoatem țara din nămolul în care a intrat. Și într-adevăr, a făcut niște lucruri bune cât a fost premier. Restul, nu văd la nimeni nimic. Acum, eu vă spun o chestiune, mă gândesc la generalul Ciucă, om capabil, om capabil pentru armată, pentru politică, sincer să vă spun, puțin cam șchioapătă, fiindcă dânsul ar trebui să se gândească că el a mâncat toată viața lui la popotă. A mâncat mâncare bună la popotă, să gătește bine, să gătește ieftin. Ar trebui să facă în așa fel ca și poporul român pe care el îl reprezintă să-l facă să mănânce și el la popotă. Nu să mănânce săracii la trupă, cum mâncau odată soldații carne stricată. Da? Să mănânce și ei bine, exact cum mânca generalul Ciucă la... Eu am încredere în el, îl văd un om... Așa, dar trebuie să se implice mai mult în politică și să se implice mai mult în problemele sociale și economice până la urmă. Adică să nu așteptăm să numai ce ne spune Bruxelles, faceți aia, faceți, nu știu cum. Ei, nu e așa, stai puțin că de aia suntem și noi o țară de 20 de milioane, să ne punem piciorul în prag, să spunem stop, până aici lăsați-ne și până așa. Nu suntem așa teleghidați, pe unde ne plimbă cineva, hai și noi.
Am înțeles. Aș vrea să ne spuneți dacă ați început curățenia de primăvară în comună, dacă ați început, dacă ați terminat, vă pregătiți pentru început. Avem și un parteneriat cu Apele Române, am discutat, cred că pe joi vine, o să vină și dânsi în comună pentru curățarea curselor de apă. Noi curățăm pe o parte, oamenii aruncă pe altă parte. Așa cum am oamenii, fiindcă am și o buldocupă care, zic eu, ne ajută foarte mult, am oamenii la curățenie, încercăm să fim și noi, să facem, adică să se simte că vine primăvara, dar i-aș ruga și pe această cale pe cetățenii din Bengeș și Ocadea să facă tot posibilul să nu mai, să mai arunce toate gunoaiele pe cursurile de apă, fiindcă stă foarte urât. Vedeți ce probleme avem și cu salubrizarea, cu această firmă care beceau acesta de la Severin, care ne-a încurcat enorm de mult, nu știu cine e în spatele ei, ce se întâmplă, dar ne încurcă și pe motive când vorbești pe la Adis că nu ei sunt singuri în județ și că ei fac legea. Cu ce vă încurcă mai exact, dacă ne puteți explica ce probleme sunt întâmplate aici? Păi chiar acum am o hârtie pe care, uitați, hârtie am primit-o, că acum vin din două în două săptămâni să ridice gunoaiele. E foarte greu dacă vin din două în două săptămâni. Dau și o explicație de ce vin din două în două săptămâni să ridice gunoaiele din sapele componente? Păi, normal n-ar avea nicio explicație, fiindcă noi le-am spus că avem 2000 și ceva de cetățeni în care să ridică gunoaiele. Ei spun nu, că a luat ei de la statistică Comuna Bengeșo care are 3000 de locuitori. Păi domnule, o fi 3000 de locuitori, dar tu miei la 2000, că restul sunt pe coaste, nu intră mașinile tele acolo. Oamenii aia pe acolo, adică nu fac bine, și ce fac oamenii, dar hai să le creăm niște condiții. Să fie asfalt, să ajungem acolo, să fie mașini din acestea mai micuțe, să le luăm și atunci punem toată lumea să plătească. Dar dacă eu nu-ți fac un serviciu, cum să plătești? Iar ei nu înțeleg. Ei nu că să le dăm bani la 3000 de locuitori. Eu le-am returnat facturile, am informat și vicepreședintele de la Adis, nu mi-a dat mie dreptate, le-a dat lor. N-am înțeles niciodată răspunsul dânsului. Păi și ce faci cu noi în momentul acesta? Se va colecta la 2 săptămâni? La 2 săptămâni. Acum văd că și așa eu pot să fac eu gălăgie să vorbesc. Suntem 17 comune care așteptăm, dar nu știu ce va fi până la final. Nu știu cum se va rezolva această problemă. Cât se plătește în momentul acesta pentru colectarea gunoiului de către oameni? Păi, se plătește 8 lei. Și când am început, când s-a făcut contractul, s-a făcut pe 5 lei. Parcă am fost gură, era și am spus, stați puțin, băi, colegi primari, că peste o lună, două, o să vedem că crește. Și într-adevăr, de la 5 l-a făcut 8. Am discutat, am făcut hotărâri de Consiliu, n-avem ce să facem, că suntem supuși răului, până la urmă, care îl face această firmă BCAO și s-a aprobat 8 lei de către Consiliul Local. Bine, bine, s-a aprobat 8 lei. După aceea, după ce s-a aprobat nici la o lună de zile, uitați, este hârtia în care suntem 17 UAT-uri și îl face, acum spune că vine din două în două săptămâni de zile. Dar nu ia nimeni opoziție. Ce să facă o comună mică? Ce să facă un primar? N-are ce să facă. Această asociație trebuie să intervină prin președintele asociației, prin directorul executiv, să intervină, să spună stop. Păi știi ce mi-a spus directorul executiv? Păi ați votat. Eu n-am votat. Eu am fost cel mai vocal în ședință și am spus nu sunt de acord. Ne bate joc, ne face nu știu cum. Am spus-o și o repet. Banii să fac cei mai mulți din gunoi. Că nu e rentabilă. Păi cum să nu fie rentabil, mă omule, când tu iei de la mine, deci sunt la 200, iei 180 de milioane pe lună. 180 de milioane, iei 2 miliarde pe an. 2 miliarde și ceva, aproape 3 miliarde pe an. Iei de la mine din comună și vine o dată sau de 4 ori pe lună cu o mașină și lei și că mai rămân gunoaie și vine și le ia la 2 săptămâni și îi sunăm și îi spun lăsați că o să venim. Nu, vin și ne încurcă și uitați așa și îi spun că nu sunt rentabili. Să luăm media pe 3 miliarde pe localități, sunt 40 de localități, sunt 120 de miliarde. Cum să nu fii o rentabilă firme cu nu știu cât salariați au și în condițiile în care le facem serviciu și de încasarea banilor pe noi. Și noi nu avem oameni specializați, că ne fim fel și fel de adresă. Acum suntem și cu recesământul. Ne trimit toate instituțiile de concentrate de la nivel de județ, prefectură, Consiliul Județean, ISU, fel și fel de adrese ne trimit la primărie. Parcă noi primăriile am fi nu știu ce instituții, cu ce oameni,
nu vă spun ce pregătire ar avea și noi avem anumite sectoare care nu avem oameni. Nu avem oameni angajați, fiindcă nu permite un organigram. Ați dat 20 de salariați, 20 ai. Și nouă ne-ar trebui, nu o să vrea, să angajează mai mult în alte instituții, la deconcentrare, prin ministere, decât de la primărie să fie oameni, să aibă anchete sociale, peste anchete sociale. Și nu vă spun ce probleme sunt. Și salariile, fac și aici o remarcă, salariile au rămas tot de mizerie, nu s-a gândit nimeni. Mă, fraților, hai să mărim și în instituțiile publice salariile. Să măresc la alte categorii de socioprofesionale. Foarte bine că să măresc, că și ea sunt oamenii României și o duc greu. Iar dar la primărie nu s-a mărit deloc. De 4 ani de zile nimic. De când era Dragnea președinte, de atunci n-a mai luat nimeni ca să mărească salariile la primari. Mă refer și când era prim-ministru, adică ministrul muncii Olguța Vasilescu, de atunci nu s-a mai mărit niciun fel de salarii și au rămas salariile de mizerie. Dar muncă, nu vă spun. Spuneți-ne, ultima ședință când a fost? Când ați participat la ADIA? Adică mă interesează când s-a mărit de cazul la nu, data nu știu bine, dar oricum în luna... Recent. Luna lui martie am participat și îmi spune mie președinte, director general, executiv, că nu, domnule, ai fost acolo. Domnule, dacă spun că eu n-am votat. Dar și aici, iar că se vede că e o chestie neloială, adică faci proces verbal și ne-l trimiți acasă, la primărie. S-a încasat domnule, deja 8 lei? Ați încasat deja? Cum să nu începem și încasăm la bieți oameni 8 lei? Dar trebuia procesul verbal, eu așa știu că un proces verbal când s-o face într-o ședință, semnează fiecare. Dar acolo scrie ce vrea ei și ți-l trimite și s-a aprobat. Ba, mai și spun, am fost 40 de inși, să zicem, de față și cu 40 de voturi. Păi de ce n-ai scris, mă, că eu am fost contra? De ce n-ai scris, mă, că eu m-am abținut? Ce proces verbal să pot să fie astea? Cineva se va sesiza și va face plângere penală atât la ADIS și cât și la această firmă BCA. Că până la urmă, deja eu am pe cineva care mi-a spus, e un om care îi place să facă și a spus, domnule, eu fac plângere penală să văd și eu. Deci, nu că, ați vorbit cu ceilalți colegi și cu ceilalți... Acum o primi această hârtie, n-a apucat să vorbesc, fiindcă sunt foarte ocupat de dimineață, o să-i sun și pe ceilalți colegi. Până la urmă, pentru oameni e mult 8 lei. Că sunt 8 lei, sunt câte 3-4, 32-36 de lei, e mult. Pâinea a ajuns, ieri am văzut într-un magazin o pâine din asta, era 10 lei o pâine. 10 lei, deci s-a ajuns pâinea 10 lei. Dumnezeu, nu se gândește nimeni, cu ce trăiesc oamenii ăștia, fraților, când ei iau 1.000-1.200 de lei salariu sau pensie sau și fac și naveta. Nu se gândește nimeni, mă, ce facem cu poporul ăsta? Vrem să rămână țara asta pustiită, așa că să duc bătrâni, să duc cu încetul, vine generația de la altul, să duci. Tineretul îți plecați afară peste 4 milioane de locuitori. Nimeni. Mai veni și nenorocerea asta cu războiul și oamenii ce lasă-mă că plecăm. Nu se gândește nimeni. Nu știu ce au de gând. E foarte, foarte greu. Care este situația cu curățenia, cu colectarea gunoiului, care este de fapt supărarea dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb bisericile cât de pregătite sunt pentru Sfintele Sărbători de Paște. Care este relația dumneavoastră în primul rând cu preoții? Am o relație foarte bună, fiindcă eu sunt un om credincios și chiar și acum am la o biserică de aici din stat, i-am pus camere de luat vedere, fiindcă necesita găsită de vreo 2 ori așa spartă, nu ușa, dar au găsit niște nereguli părintele pe acolo și m-a rugat și l-am ajutat și am montat camere de luat vedere. Încercăm prin poliția locală pe care o avem noi cu 2 băieți aici. M-am gândit chiar și la 416 să 2 băieți așa să stea, pentru că nu pot ei să intervină, dar cel puțin să anunță. Dom'le, uite ce s-a întâmplat în noaptea de înviere și mă bucur că după 2 ani de zile putem să mergem și noi liniștiți la Sfintele Paști. Deci o relație bună. Arată bine bisericile, cu excepția unei biserici care este monument istoric în statul de unde sunt și eu, în statul Linia Mare. Au strâns bani oamenii, au făcut un studiu de fezabilitate, e depus la parohie, la mitropolie, mai bine zis, la Craiova. Acum,
pe fonduri europene, dacă se va putea accesa acești bani, fiindcă a ieșit undeva la vreo aproape 7 miliarde trebuie refăcut această biserică. Ea are un statut foarte vechi, pe la 1575 prima bisericuță mică, după aceea a fost preluată Staicu Bengescu când a luat terenurile de acolo din sat, a construit o biserică pe la 1785 și este și acum în picioare, însă dacă nu se caută să intervenim la ea, să facem ceva, să o remediem, păi da seama că orice lucru ne umbla la el și ne întreține, nu se va dărâma. Ea, pe din afară, am făcut eu ce am făcut cu ani în urmă, dar la pictură nu se poate intra, trebuie aprobări enorme, fiindcă și aici ai o legislație și nimeni iar nu intervine. Tot parlamentul trebuie să intervină la obiectivele acestea vechi care sunt monumente istorice, ca să stai să iei aprobarea 8, 9, 10 luni, un an, 2 ani de zile, să iei o aprobare la Ministerul Culturii ca să intervii la un monument istoric. Mi se pare o nebunie ieșită din comun. Dă, domnule, cât de repede că astea, cu cât sunt distruse, cu cât trece timpul, cu atât să distrug. Ei, să intervenim, să le rezolvăm, să păstrăm arhitectura și modul cum au fost ele construite, dar să le refacem. Așa n-o să mai avem peste 100-150 de ani, eu să zic un timp îndelungat, dar o să fie, să se dărâme până la urmă. Și aici trebuie interveni. Sunt multe probleme în care Parlamentul ar trebui să intervină, dar pe surprinderea nu a mea. Nici nu aproape mă uit mai mult la meciuri acum decât și cu războiul ăsta și cu pandemia, nici nu vine să mai uit. Dar astea sunt probleme pe care Parlamentul trebuie să le discute, parlamentarii cu primarii, cu comunitățile locale, și astea sunt probleme pe care ei trebuie să facă, să emită legi urgente. Dacă stai să iei un aviz 2-3 luni de zile, vă dați seama că ce am constatat eu, faci proiecte într-un mandat, dacă ți le aprobă mandatul celălalt și după aceea te apuci de lucrare. Deci să faci o lucrare să dureze 6-7 ani de zile. O nebunie să asfaltezi un drum. Bunie, bunie. Acum văd că a intervenit cu ordonanța cei care scurtează termenele, da, în fine, va mai rea cu contestațiile. Dura ani de zile ca să asfaltez 2 km de asfalt. Da, durează foarte mult. Domnule, să fim sănătoși și să avem liniște, așa cum vorbeați dumneavoastră, este și problema aceasta cu războiul. Și Domnul ajută să rezolvați problemele pe care le aveți, să duceți la îndeplinire proiectele la care lucrați. Vă mulțumesc și eu. Lumea mă știe, știe când mă zbat pentru a face, a le oferi și a le face o viață cât uși de cât normală, însă de unul singur e foarte greu să faci, fiindcă întâmpinăm aceste încrângături atât legislative, cât e și politice și economice, și dar e greu. Dar încercăm să facem față, să dea Dumnezeu să fie locuitorii comunii sănătoși și să nu aibă nevoie de să ne ferească de această pandemie în continuare și sărbătorile pascale să le aducă multă liniște și multă sănătate. Mulțumim mult de tot. Punem punctul aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda SIA. Ați urmărit așadar, domnilor și domnilor, un interviu cu primarul comunei Benceș și Ocadia, domnul Victor Georgea. Eu sunt Daniela Capșa. Vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.